Tudor Mușatin alături de noi. Bună seara! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! O să discutăm în actualitatea despre prețul răzgândirii, pentru că ați văzut, guvernul nu mai plafonează aceste plăți în numerar. Ciolacu a decis să renunțe la idee, probabil scrâșnind din dinți. Dacă joacă această carte a învățării din greșeli, probabil că episodul o să treacă în liniște, dar noi o să ne uităm la tupeul fantastic al celor de la PNL, care, având ministrul de finanțe, fiind de acord în coaliție cu această idee, s-au răzgândit pe urmă, au jucat totul politic, la presiune, l-au scos la înaintare pe Ciucă să spună că nu este o idee bună. Evident, dinspre PSD au început să vină voci ca lui Vasile Dâncu, care spun, bun, dar de ce nu vă demiteți ministru? Discutăm despre ce s-ar putea întâmpla în continuare, o să vedem și cât ne costă zborurile în străinătate ale președintelui, care tocmai se pregătește de un turneu în Africa. O să facem socotelile, pentru că am văzut, în general, o astfel de deplasare îl costă pe președinte chiar și de 30 de ori, nu o greșeală, de 30 de ori mai scump decât îl costă pe un alt lider european, oricare dintre ei. Ne uităm, bineînțeles, la ce se întâmplă în fâșia Gaza, la exact o lună după atentatul care a declanșat acest război, pentru că acolo au început deja în regiune gesturi de destabilizare. Avem informații despre un atentat împotriva președintelui autorității palestiniene. O să vă dăm detaliile în emisiune și o să ne uităm la ce se întâmplă odată ce vor fi fost lichidați teroriștii Hamas, pentru că Israelul spune că pregătește o ocupație permanentă, pe termen nedefinit, a fâșiei. Cum se împacă asta cu planurile puterilor din regiune, ale Statelor Unite, discutăm în actualitate. Vă aștept! Doamnelor și domnilor, bună seara! Guvernul s-a răzgândit. Nu mai pune limite la plățile cash. Se fac doar niște schimbări minore care privesc firmele. Ciolacu a strâns din dinți și a jucat cartea învățării rapide din greșeli, iar asta probabil că o să închidă episodul, fără vreo daună majoră pentru el. Dar cum rămâne cu tupeul fantastic al celor de la PNL, care au aprobat decizia în coaliție și pe urmă l-au scos la înaintare pe Nicolae Ciucă să spună că nu e de acord și acum să vândă ca pe o mare victorie penelistă răzgândirea de astăzi. Discutăm despre asta. Vorbim și despre cât ne costă deplasările prin străinătate ale președintelui, în vreme ce guvernul ne tot spune că e nevoie de sacrificii bugetare și de taxe în plus ca să susținem chipurile pensii decente. Iohannis cheltuie sute de mii, uneori chiar peste un milion de euro pe câte un turneu pe afară. Cum va fi, de pildă, cel din Africa, unde pleacă peste câteva zile? Vă arătăm cifrele halucinante în emisiune. Și tot astăseară despre situația explozivă din Orientul Mijlociu, la exact o lună de la atentatul care a declanșat totul. Riscul de destabilizare e mai mare ca oricând, odată ce Israelul se apropie de lichidarea capilor Hamas. Prima dovadă e un atentat comis azi împotriva președintelui autorității palestiniene, Mahmoud Abbas. Ce ar putea urma și ce va fi după ce teroriștii vor fi fost eliminați? Netanyahu lasă de înțeles că fâșia va fi din nou sub ocupație israeliană, pentru că doar așa poate fi asigurată securitatea. Cum vor primi vestea puterile din regiune, dar și americanii care insistă cu soluția celor două state? Vorbim despre toate în foarte scurt timp aici în actualitatea. Vi prezint pe invitații mei la această oră profesorul de economie Bogdan Glăvan. Bună seara, mulțumesc. Bună seara. Foarte mult! Daniel Vasile, prim vicepreședinte Partida Romilor, bună seara, mulțumesc de asemenea. Bună seara, Silviu mulțumesc. Sergiu, consultant media, bună seara. Bună seara! Îl așteptăm și pe sociologul Vladimir Ionaș dintr-o clipă în alta. Premierul a anunțat, vă spuneam, că dă înapoi în chestiunea limitării plăților cash. Ce spune? Ne spune, practic, că a învățat din greșeli. E datoria mea, zice Marcel Ciolacu, să intervin atunci când lucrurile o iau într-o direcție greșită. Vocea oamenilor, a micilor întreprinzători, a oamenilor din rural, este auzită la guvern. Și cu asta probabil că premierul s-a scos, cum se spune, e în regulă, o greșeală se știe recunoscută, iată, îndreptată, probabil că va fi iertată. Dar, Bogdan Glăvan, care va fi prețul compromisului? Care va fi prețul acestui afront pe care liberalii, peneliștii, îl au făcut premierului după ce au convenit ceva împreună și după aia s-au răzgândit?
Bun, acum, la un moment dat, nu știu când va arăta semaforul lumina verde, ei oricum se vor devia așa. Unul o să facă un pic stânga, unul o să facă un pic dreapta ca să nu meargă paralel. Și poate ăsta a fost un moment în care să semnalizeze PNL-ul iarăși un pic dreapta. Deși nu e nimic de dreapta aici, pentru că această măsură cu interzicerea cash-ului era o măsură profund antisocială. Adică, culmea este că lovea serios, inclusiv în baza electorală, zic eu, a Partidului Social Democrat. De fapt, măsura era atât de prostească încât tocmai la dumneavoastră în emisiune am spus că nu cred că va ajunge să fie pusă în aplicare. Și iată că în ceasul al 13-lea, aș zice, adică după ce primul ministru a ieșit aproape isteric la televizor spunând de ce nu vreți să mă înțelegeți că eu vreau binele țării și de asta vă interzic cash-ul. Pentru că în calea binelui țării, înțelegem, s-a pus PNL-ul, care a zis stop joc, noi avem brusc o altă părere. Am redescoperit mediul de afaceri, am redescoperit pe întreprinzători. Am redescoperit... Pe cine au mai redescoperit? Nu e vorba aici, scuze, nu e vorba că redescoperit mediul de afaceri. Nu. Dacă descopereau doar mediul de afaceri, câți amărâți sunt în țara asta? Un milion de oameni care au firme mai mult sau mai puțin active. Unele mai foarte bogate, câteva, 10.000, dar alții medii și foarte mici. Nu cred că le pasă foarte mult, dar e că tocmai l-au mărit taxele. Deci și PNL-ul și PSD-ul. Deci nu ei. Dar ideea aceasta că interzici un lucru elementar, fără nicio rațiune, complet antiștiințific, eu zic că a făcut să tresară talpa țării, adică oamenii simpli. Am și o întrebare. Ministrul Boloș unde era? Îl auzeam pe Vasile Dâncu, președinte de Consiliul Național la PSD, zicând nervos astăseară. Doamne, dacă a fost o idee atât de proastă în coaliție și a descoperit Ciucă că e o idee proastă, de ce nu-și demit ministrul de finanțe? E al lor. Da, probabil că se afla la minister și în momentul de față tot la minister se află, pentru că încă este ministrul de finanțe al acestui stat. Dar... este clar că măsura este una antisocială și cu precădere lovește nu clasa de mijloc, cu precădere lovește talpa țării. Foarte și PNL-ul ce făcea, domnule Vasile, dormea? PNL-ul? Da, dormea în momentul în care s-a luat decizia? Cred că au fost... Sau pândea după colț zicând, stai că dacă ne vine bine... Cred că teoria pe care a mers guvernul în ansamblu și primul ministru a fost de combaterea evaziunii fiscale. Asta a fost prima teorie publică pe care am auzit-o legată de această măsură. Însă, trecând în zona practică a lucrurilor, e greu să interzici unui țăran să-și vândă produsele la piață. E greu să impui unui om de rând, unui om care are o anumită vârstă... Stați că la piață, nu cheltuia nimeni 5.000 de lei la piață. Da, către asta tindeam ca toată finanța românească să treacă în mediul online, în mediul cardurilor, în mediul băncii, pentru că asta a fost teoria care a fundamentat măsura. Adică băncile trebuiau să vină să acapareze zona aia rurală, unde omul vinde produsul, unde omul primește pensia, cum o primește, nu unde nu știe să bine utilizeze cardul, unde n-are un cont bancar, unde bunicii noștri, străbunicii noștri primesc banii tot cu porumbelul, nu cu online-ul. Și așa mai departe, către asta se tindea. Da. Nu s-au orientat ăsta bine în momentul în care n-au lucrat și la partea cu băncile, da, e adevărat. Dar mă întorc la ce avem azi. Azi avem așa, o revenire, o asumare deschisă a erorii din partea premierului. Nu știu câtă plăcere îi face, nu asta discutăm. Că probabil dacă își dădea seama de ea, mai nu îl împiedica nimic și nimeni să-și o remedieze cu 3 zile. Dar ce se întâmplă cu hârșeala asta PNL-PSD, Silviu? Tudor, mi-e teamă că avem un guvern care nu guvernează cu capul lui. Senzația mea este că niște funcționari din Palatul Victoria au elaborat ei de pe Ministerul de Finanțe și au pus ei o strategie de aducere a banilor la buget, că de fapt asta este. E o disperare permanentă de a încasa. De la cine? Că nu o să vedem acum ANAF-ul ducându-se pe firmele cliente de partid care fac evaziune. Nu o să întâmple asta, pentru că aceste firme o să contribuie în campania electorală. Au nevoie să facă evaziune liniștită în continuare și banii să-i gireze, să-i vireze către partid. Bani nu neapărat albi.
Deci... Dar nici în limita al 15.000 de lei. Da. Și atunci bagajul ăla pe care îl vedeam acolo arăta altfel. Ședințele de guvern, senzația mea este că încep cu de unde mai luăm astăzi bani. Da? Și într-una din zile a venit rândul amărâților ăștia care să duc la târguri, oboruri, tot felul de iarma roace de în provincie și cumpără 3 porci cu 6.000 de lei. Eu știu ce fac cu ei. Da? Dom'le, nu! Puneți POS, da? Veniți cu POS-ul, păi da, și dați cu ce cardul. Ce înseamnă? Că iau băncile niște bani, da, în plus de la proprietarii de mici afaceri? Aia era problema, de fapt. Problema este că domnul Ciolacu nu știu, nu cred că știu de ce face chestia asta. Vă spun foarte, foarte sincer. În primul rând, un guvern responsabil. Eu, asta e așteptarea de la un guvern responsabil, a mea. Dom'le, în 2015 s-a pus plafonul de 10.000 de lei, da? A fost legea aia pe care au dat-o, nu știu, nu mai știu ce guvern, la Ponta sau imediat după Cioloș, nu mai știu. Ponta. Și trebuia făcut o analiză pe speța asta. Dom'le, în urma măsurii s-a înregistrat următorul fenomen. Am încasat mai mult sau n-am încasat, sau economia gri a fost scoasă la suprafață și acum e albă și frumoasă. Și, uite, de aceea se impune să mai scădem plafonul ăsta ca să aducem și mai multă economie gri la suprafață. Păi n-am auzit nicio explicație. Da. Știi, eu am două fixuri în povestea asta. Unul dintre fixurile mele economice e povestea asta cu auditul. Dom'le, hai dom'le să facem niște audituri, să vedem cum stăm. Și să vedem, dacă facem chestia asta, ce consecințe pot veni din povestea asta. Da? Că e o guvernare fără cap. Păi știi? Ce adică consecințe pot să vină în momentul în care PNL-ul vine și chiar și plusează. Deci iese Ciucă. Cred că am dat declarația, o mai dăm o dată, dacă se poate, care zice, domnule, am stabilit noi împreună, acolo, să remediem această chestie. Adică am stat pe margine, ne-am uitat, am dat un acord prin ministrul de finanțe, prin cine știe ce mai fi fost la ședința coaliției, am văzut care-i treaba cu discuția publică, ne-am răzgândit și acum o împachetăm ca pe mare victorie. Asta o dată, doi la mână. Vine Virgil Popescu, ministru până ieri, nu, și el acolo, și spune, păi stați puțin, chiar să se uite guvernul mai bine la autoritatea vamală, măsuri de-astea proaste, heirupiste, exces de zel, cu limitarea plăților cash, nu țin. Păi, adevărul este ăsta, că amândouă partidele guvernau și amândouă se prefăceau de fapt că guvernează. Știți cum este? Timpul trece, leafa merge, noi ne prefacem că guvernăm. De fapt, a spus domnul prim-ministru că guvernează funcționarii publici. Ăștia guvernează, ăștia fac legea în țara asta. Pentru că ei vin cu o idee și mai departe lui s-a părut că sună sexy și a semnat-o. Iar la PNL la fel. Deci nu a fost nicio minte. Și au ministrul de finanțe și nu a fost nimeni care să spună, să iasă și să spună, ba pardon, domnule Ciucă, eu am evaluat-o, mi s-a părut și mie bună, sau eu v-am spus de prima oară că nu cred că e bună și mai departe. Nu. Și au semnat cu toții ca primarii pe ea. Asta este foarte simplu, nu are nicio legătură. Domnul Ciucă a simțit un pic așa oportunitatea, pentru că în momentul în care o asemenea revoltă noi nu am mai avut în România. În momentul în care vezi mici întreprinzători că se revoltă, apar îndemnuri la grevă fiscală și lucruri de genul ăsta. Și s-a găsit și PNL-ul din interiorul guvernării să se revolte și el. Ce să vezi? Mimează s-a găsit Ciucă să se revolte. Această diferență. Eu Ciucă, cred că supranumit da să trăiți, s-a gândit că să da. În acest moment în care s-a răzgândit PNL-ul, a aport un semnal foarte puternic din economie prin faptul că băncile au mărit comisioanele. Ori gândiți-vă că băncile n-au scos nici pâs. Nimic n-au zis când le-ai s-a aplicat taxa de 2% pe cifra de afaceri, ceea ce este foarte dubios, fiindcă oricine țipă când pui biciu pe el, dar băncile au tăcut. Mie asta mi se pare foarte dubios. Iar acum, când a venit chestia asta, au mărit, ce să vezi, comisioane. Fix acum. Adică eu dacă aș fi avut o bancă și aș fi fost om de afaceri cinstit așa, chiar acum să măresc comisioane, adică este un pic ilogic. Părerea mea este că a fost un semnal că s-a mers prea departe cu această bătaie de joc la adresa economiei. Domnul Ciucă a înțeles, cred că, primul chestia asta, iar domnul Marcel Ciolacu s-a repliat instantaneu. Domnul Ciucă a înțeles. Bună seara, Vladimir Ionaș. Domnul Ciucă a înțeles sau au înțeles aia din partid care l-au împins în față pe domnul Ciucă să reclame povestea asta
Oia din partid care, cine știe, poate că au ajuns predominanți în al 12-lea ceas, în al 14-lea ceas, oia care spun, domne, hai să facem și noi un pic de opoziție din interiorul guvernării. Probabil au fost mai multe voci care au ridicat această problemă în interiorul partidului. Domnul Ciucă, fiind președintele, a fost cel care a ieșit public și a prietenul cerut, Marcel? Vorbind cu primul ministru direct, să aibă loc această modificare. Da, da, clar că ambele întâi partide au urmărit ce se întâmplă în spațiu public, pentru că primul, mi-aduc aminte, a ieșit Marcel Ciolacu cu acea postare dură la adresa băncilor, această poveste cu creșterea comisioanelor. Ulterior a ieșit domnul Ciucă cu acest mesaj. E clar că au văzut ce se întâmplă în spațiu public și, în plus, probabil au văzut că agenda publică a fost acaparată de un anumit partid pe subiectul ăsta. Și au trebuit să iasă din punct de vedere politic. Noi suntem bătuți în cap. Noi nu știm că PNL-ul are acolo ministrul finanțelor, că participă la deciziile coaliției nemijlocit. Adică brusc. Domnul ministru a explicat exact ce înseamnă și ce presupune această măsură. Dar cât tupeu să ai să vii și să spui acum, noi n-am fost de acord de la început, dar decizia s-a luat în coaliție. Cum adică s-a luat peste acordul nostru, că nu înțeleg? După care, văzând noi ce se întâmplă, ne-am gândit să vocalizăm și mai tare, să verbalizăm acordul ăsta. Acum să vă asurzim cu dezacordul nostru de peneliști. Acum, haideți să fim sinceri, că înțelegem cu toții. Sunt mesaje politice transmise în momentul de față. Sunt pentru electorat. Dom'le, noi n-am fost de acord. Eu cred că cine a venit de la ANAF sau de unde au fi venit cu propunerea asta, toată lumea a zis, hai că e o propunere politice bună, nu ce știu cum o fi trecut și acum... Dar mesajele politice, ce sunt scutite de bun simț sau cum? Nici de Eu pot să vă dau o informație din culise. Hai să spunem că așa o gândesc eu, dar hai să vorbim de culise. Ultima săptămână s-a tăiat în carne vie. Adică în ședințele de coaliție s-a tăiat pur și simplu și o să vedeți că tot am discutat de rectificarea bugetară care urmează să aibă loc, pentru că este nefiresc ca într-un stat democratic, membru al Uniunii Europene, ca totul să se regleze așa, lăsați că nu mai avem rectificare bugetară, avem un fond de rezervă al guvernului. Știți că am discutat despre această problemă. O să vină și rectificarea bugetară și acolo o să înțelegeți foarte clar. Agenda coaliției a fost ocupată cu tăieri și o să vedeți tăieri, că o să avem pe linie 10%. Nu știu dacă da domnul Iohannis la președintele României vom avea o tăiere de 10%, dar vă spun că de la SRI și până la Talpă o să vedeți o tăiere de 10%. Asta odată. A doua oară a venit această măsură în guvern, probabil că concentrați pe ce secretar de stat mai există, nu mai există, de unde mai tăiem, de unde mai luăm, cum punem la SRI, cum punem la SIE, tăiem și de la armate, de unde au mai tăiat, o să vedeți. Această măsură a trecut așa, ca prin brânză. După care a venit în coaliție, s-a discutat, s-au văzut reacțiile publice. La noi la Congres, pe 5 noiembrie, ne-au anunțat și ați văzut reacțiile din presă că vom avea cash. Și iată că luni s-a venit cu această măsură. Veni, cu această măsură. Însă mie nu mi s-a părut că a existat o contradicție sau, mă rog, discuții aprige în coaliție pe această temă. A venit domnul prim-ministru și a asumat-o, meritoriu. Dom'le, a fost o greșeală, am reparat această greșeală, în România există cash. Așa zic. Nu vi se pare? După care a venit PNL-ul, pentru că trebuie să puncteze. Hop, din punct, de vedere, nu, adică, din punct da, de vedere politic. Păi nu, asta pare problema. Eu m-am opus, eu n-am fost de acord. Eu am fost de acord. Dar eu cred că lumea o să rămână așa. Lumea o să rămână cu imaginea unuia care a luat o măsură, a promovat-o, după care a zis, ok, am ascultat toate vocile, revin. Și o să rămână după aia cu imaginea trădătorului, ca să zic așa, că întotdeauna trădătorul face figura, ăla care a zis, da, sunt de acord, merge pe burtă, nu zice nimic și după aia spune, stai puțin, că am eu un cuțit pe care să ți-l bag puțin în spate, nu, gândindu-mă eu cum să capitalizez acest subiect. Am eu o întrebare, sincer, credeți că ne apucă sărbătorile împreună? Trădătorul e o metaforă, să nu se înțeleagă. Nu, trădătorul, dar sincer, credeți că ne apucă sărbătorile împreună? Pe noi, da, cu siguranță. Pe noi, da, dar galben cu roșu. Bun. Acum, problema PNL-ului e una majoră. PNL-ul, cred că încet, încet își diluează atât de mult identitatea, încât unul dintre aturile Partidului Național Liberal a fost multă vreme chiar acesta, de a avea în rândurile sale niște oameni pricepuți la economie, care sunt capabili să dezvolte niște strategii
mai bune, mai rele, mai potrivite, mai nepotrivite, dar până la urmă nu mi-aduc aminte de niște greșeli și domn profesor Glăvani aici a fost și dâns un guvern, nu mi-aduc aminte de niște greșeli flagrante făcute de liberal, cel puțin în zona economică. Dar altele au fost greșele. Când asta, Silviu, Sergiu? Când? Nu știu. Până să predea mandatul? Până la guvernul Ciolacu Ciucă, nu se zice. Nu creșteau ei niște taxe pentru mediul de afaceri, nu încurajau pe acolo taxarea și asta, ci unde erau? Da, da, asta cum cu creșterea taxelor s-a practicat cu siguranță, dar e o politică guvernamentală, e o alegere, dar nu e neapărat. Eu aici, în momentul ăsta cu limitarea plăților cash. Eu aici vorbesc de niște gafe, de niște gafe flagrante, că despre asta e vorba. Adică asta, cum spunea domnul profesor Glăvan, nu este o măsură funcțională, înțeleg? Adică nu te ajută cu mare lucru, iertați-mă, că nu așa se combate evaziunea. Și senzația mea este că actul de guvernare se limitează la niște discuții între domnul Ciolacu și domnul Ciucă și poate câțiva apropiați ai celor doi. Domnul Ciolacu vine și spune, mi-a spus mie un funcționar public din finanță sau de la mine, de la cabinet, că e bine să facem așa. Domnul Ciucă nu înțelege mare lucru din mecanismele, din economia reală și așa mai departe. Merge mai, n-are cine să-i spună că pe lângă dânsul... Pare că i-a dat cineva brânci pe scenă, știi cum e? Da. Cu aia care au trac și la un moment dat cineva îi împinge acolo sub reflector și tu zici, opa, da, ce fac? Problema așa e că a fost domnul Ciucă povestea asta. Eu m-aș domnul fi așteptat zis să vă zic că nu suntem de acord. Eu m-aș fi așteptat ca unul dintre votanții PNL în trecut. Uite, îmi declin această chestie. Tu ai votat cu și votam în general cu PNL-ul. Mi se părea un partid care cel puțin avea grijă de zona asta economică și de echilibrele macro, da? Bun. S-a ales praf. Da, cam asta e senzația. Și senzația mea este că... Dom'le, nu mai sunt băgați în seamă oamenii care știu carte. Adică eu m-aș fi așteptat ca PNL-ul să discute chestia asta, o fi discutat-o într-un cadru extins, dar într-un birou de conducere în care avem și economiști pe acolo, că mă gândesc că mai sunt și ei bune la ceva. Presa, da, aflau de decizie și de toate opiniile și dezacordurile. Da. Sau pro și contra în legătură cu chestia asta. N-aveau nevoie să facă niciun bilou. Evident, niciun evident. Deci... Poate le-a fost teamă să ridice chestiunea asta. Interesant. Că și asta e o discuție. Și ce spune asta despre acest partid? Asta ar fi mai grav decât dacă nu s-ar pricepe. Ar fi mai grav decât dacă nu s-ar pricepe. Este un pic mai mult de atât chiar. Adevărul este că nu dau doi bani pe competență și pe expertiză. Asta deci nu este că nu mai au oameni sau că s-a marginalizat unul sau altul. Nu este că nu mai dau doi bani. E cum spunea domnul Mușa. Deci era suficient să te uiți în jurul tău, să deschizi presa, să vezi. Toată lumea l-a spus. Însă au reacționat într-un final abia când și-au dat seama cu toții că pierd măsura. Și cum pot ei să capitalizeze chestia asta? Ieftineală în al 12-lea ceas? Eu acum, băi, hai să o folosim acum, eu nu cred că au făcut-o, au comis-o inițial cu planul, lasă când răzbună două săptămâni ca să capitalizeze. Nu, pur și simplu au făcut-o e mai prostie. Sau dat după cum bate vântul. Tudor, o chestie pe care au învățat-o de la PSD-ști, îmi cer scuze, pentru că PSD-știi făceau așa cu liberalii în trecut, dacă ți-aduce aminte. E o chestie pe care au preluat-o copy-paste după PSD. Da, da, exact. Deci au făcut-o după cum bate vântul. Le-a făcut o păsărică din minister. Fă șeful chestia asta, au făcut. După care mai multe păsărici le-au șoptit șeful să-ți cadă de belea. Da, să întoarcem. Să părem și noi musculoși. Cum plănuiește coaliția să mai abată atenția de la gafe de genul ăsta? Păi, tocmai ce a anunțat o spectaculoasă, între ghilimele, creștere de pensii de la anul. Ce să vedeți, are loc o indexare la 1 ianuarie, știți deja, și... are loc marea creștere a pensiilor, când credeți, fix în septembrie, la 1 septembrie, când România, în 2024 la anul, va fi în apogeul campaniei electorale pentru locale, pentru parlamentare, poate chiar și pentru prezidențiale, că până atunci poate știm ce și cum, Vladimir Ionaș, a naibii potriveală. Era de așteptat să întâmple astfel de lucruri în anul electoral. Toate partidele ar folosi guvernarea într-un astfel de sens să câștige capital electoral. Asta cu pensiile e și un subiect care prinde foarte multă lume, se uită, analizează, mai ales cei care merg la vot.
Da? Acum, pe mine, dacă mă iei foarte repede cu o discuție despre pensii, nu mă interesează foarte mult, că sunt conștient că nu o să beneficiez de pensii. Dar cei care au astăzi, sunt la pensie, da, evident că e interes și atunci au nimerit și perioada, da? Exact înainte de toate cele trei. Trec europarlamentarele, trece vara, e un moment perfect ales din punctul meu de vedere, din punctul ăsta și de unde interesului banul? Electoral. Asta se găsesc atunci. 55 de miliarde de lei o să coste povestea asta, deci 11 miliarde de euro pe care o să-i adăugăm la un deficit enorm, dar ce e mai interesant abia urmează. Domnul Boloș vine și spune, domnule, ce vedeți acum cu ordonanța ajustărilor fiscale și nu știu ce, pistol cu apă. E început, pentru că noi, din 2025, e și perversă declarația, adică așteptăm să treacă anul electoral, nu facem nimic, din 2025 trebuie să ne uităm cum, de unde găsim noi banii pentru toate aceste măsuri. Iată, cresc pensiile, 55 de miliarde, intră în vigoare legea salarizării unitare, vor crește salarii, se vor egaliza, nu știu ce. Atunci, zice Boloș, să vă țineți cu reforme fiscale. Cum sună asta, domnule Vasile? Bă, fantastic. Măcar ne dă un avertisment de vreun an, așa, nu? Fantastic. Științifică fantastic. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. Că, în fond, despre asta este vorba. Ceea ce m-a surprins pe mine legat de știrea și anunțul că vor crește pensiile fără să facem distinție între ce fel de pensii. S-a vorbit de pensii în general și de alea speciale și nespeciale. M-a frapat faptul că aceste procente și sumele despre care se discută au fost discutate, negociate cu Comisia Europeană. E, aici am un semn de întrebare. Și spun în felul următor, domnule, suntem sub incidența, sub influența unor indicatori care numai bine nu arată din punct de vedere economic. Al deficitului, al bugetului național, al datoriei statului român, datoriei externe. Și atunci vin și mă întreb, domnule, dacă deficitul trebuie să fie 3, 3,5, 4, nu știu cât o mai spune Comisia Europeană, pentru că vedem în funcție de politica externă pe care o avem, fie că e COVID, fie că e război, mai avem o deviație de la traseul Comisiei Europene legat de deficit. Dacă lucrurile stau așa, scuzați-mă, dar chiar nu mai, poate nu înțeleg eu, poate un profesor știe mai bine ce o mai însemna în Europa asta, a secolului 21, macroeconomia, ce o însemna Comisia Europeană, ce o însemna fondurilor europene, ce însemna împrumuturile pe care le face statul român de la fondul de pensii, aud 22% din împrumuturile care le face statul român, le face din fondul privat de pensii. Deci, cu alte cuvinte, o să rămânem și fără pensii private, la fel ca și domnul... nu mă mai gândesc la pensie, dar dacă mai adăugăm la deficit 11 miliarde, bun, da, stați puțin, că aici fraților, e o capcană. De unde luăm? Stați de unde puțin, tăiem? Că e o capcană. Nu poți să spui de unde luăm 11 miliarde de euro când tu ești restant de nu știu când cu această creștere a pensiilor. Adică nu poți să vii și să spui, domnule, stați puțin, ce-i cheltuială asta nesăbuită? Păi nu e o cheltuială nesăbuită, tocmai asta e problema. Ce mi se pare nesăbuit e că domnul Boloș vine și zice, haha, ce vă, tot vă uitați atâta de chestiile astea, că stați să vedeți ce o să vină din 2025. O secundă ca să-mi explic nedumerirea. Eu să înțeleg că în 2024 Comisia Europeană, având în vedere că România trece printr-un alt multilateral electoral, avem acordul, putem să depășim deficitul bugetar, mărim pensiile în 2024 și în 2025 ce facem? Păi nu, ce mai tăiem? Noi înțeleg că ne batem pentru deficitul chiar și pe anul ăsta l-am paranegociat să nu în iunie, sară prin tavan. În iunie sunt alegeri europarlamentare și o să ne paradim de tot, nu? Poate noua comisie încalcă tratatele. Încalcă tratatele pentru România. O să modificăm, negociem, renegociem tratatele. Deficitul, dacă ne uităm la alte state, na. Ce ne spune domnul Boloș de fapt? Probabil va fi o comisie, ne mai lasă 2 ani. Am impresia că îi scoate pe pensionari, îi fac cap un fel de scut așa, adică zice, nu tragiți noi că ne meriți ei. Deficit 11 miliarde în plus la deficit, că trebuie să le mărim pensiile.
Da, atenție, o să vină niște reforme fiscale, nu vă mai plângeți de astea, da. Că poate nu o să vă placă nici alea. Mie îmi pare bine că am abordat subiectul pe o notă mai amuzantă, pentru că, într-adevăr, doar așa putem să-l abordăm la această oră. Nu e doar o promisiune fantastică, este și o promisiune istorică, pentru că PSD-ul a mai mărit toate pensiile cu 40%, vă amintiți? Le-a mai mărit. Eu așa amintesc că a mai votat să crească cu 40% și s-a ales praf. Deci de-aia râd, pentru că este aberant să vii și să spui că România va crește cu 55 de oameni buni. 1% din PIB-ul României este 16 miliarde. Deci această promisiune este că vor crește cheltuielile cu pensiile cu 3,5% din PIB. Vă dați seama, adică mai mult decât deficitul la care trebuie noi să tindem nu știu ce ani. Nu-l vom atinge. Deci este o promisiune fantastică, istorică. 1% îl rezolvam dacă tăiam cu pensiile speciale. Făcută de o doamnă care nu stăpânește nimic. Nici finanțe, nici muncă, nici nimic. Domnul, nu. Nu are nicio legătură. Deci credeți-mă, acea ceva nu se... Vă spun încă o dată, că tot vin pe la dumneavoastră și vă spun, asta nu se va întâmpla. Ei, nici asta nu se va întâmpla. Deci așa cum liberalii l-au împins pe domnul Ciucă să zică așa, așa au împins-o și PSD-știi pe doamna ministru de... Domnule, zi ceva, scoate-ne de așa, de mici control se numește, că hai să nu lăsăm dezbaterea asta să inflameze cu cash-ul, bagă una ca să deturnăm atenția. Și la momentul oportun vor zice, doamna s-a pripit, cum zice domnul profesor, nu prea avea cunoștințele necesare, ne pare rău, nu știu, nu e chiar așa cum zice, cum e, nu să crească chiar atât. Până la nu poate uităm, nu? Adică ce să, ne luăm cu altele, vor, exact, te gândim la fel. Dumnezeu, un proiect de lege săptămâna viitoare a anunțat că îl introduc în Parlament. Exact. Cum să mai zici, n-am știut sau nu vreau? Bine, să poate orice, l-am văzut pe Ciucă. Comisia Europeană și aprobat de comisie, adică, mă rog, avizat. Și v-ar mira să spună că s-a calculat greșit? Un aviz de legalitate. V-ar mira să spună, nu știu, poate o pun pe doamna Bucura Oprescu, după aia ministrul la fonduri europene, că văd că toți aia care greșesc bugetele se mută la fonduri europene. Vezi, Cârciu. Mă gândesc. Ne uităm și la cheltuielile președintelui. Când o să vină legea, să vedem impactul bugetar, pentru că până acum nicio lege, nici cu pensiile speciale, nici cu taxe, cu aia cu taxele a avut impact bugetar, recunosc. Dar în general, ei nu vin cu impactul bugetar. Auzi-ne așa. Deci, e foarte ușor să spui că unele vor crește cu 80%, în medie vor crește cu 40%. Deci astea sunt niște vorbe aruncate într-adevăr ca să creeze o... Dar credeți-mă, și dacă ar face treaba asta în septembrie anul viitor, lumea cred că a învățat din experiența recentă și știe că după orice asemenea promisiune fantasmagorică, ori vine o inflație pustiitoare, ori vine o creștere de taxe, te bagă sub masă. Așa că, și nu mai acceptă nimeni, nici oamenii sărmani, nu mai acceptă să fie cumpărați, pentru că au fost efectiv cumpărați în ultima legislatură cu această promisiune cu 40% creșteri, care nu s-a întâmplat niciodată, dar s-a întâmplat când leu nu mai valora decât mult mai puțin decât valora în 2018-2019, astfel încât acum o să se simtă jigniți. Eu așa cred. Chiar și oamenii cu venituri mici. Hai să vedem cum jignește bugetul administrația prezidențială, făcând cheltuieli de milioane de euro cu deplasările președintelui și refuzând să comunice cifrele exacte. Ce o să vedeți este investigația colegilor de la Recorder. Ei au calculat, pentru că datele privind deplasările președintelui sunt strict secrete, și administrația prezidențială vrea ca lucrurile să rămână așa și în continuare, până la finalul mandatului lui Klaus Iohannis. Ce rezultă din această cercetare despre cât ne costă deplasările pe afară ale președintelui? Să revenim la voiajul prezidențial către Londra și la avionul Embraer Legacy 600 cu care Klaus Iohannis a ajuns acolo. Calculele estimative pentru funcționarea acestei aeronave cu un echipaj de 3 membri și cu 6 pasageri la bord indică un cost aproximativ de 60.000 de euro pentru drumul dus-întors. Cu marja de profit și cu acoperirea zborului de poziționare din Nisa, tariful urcă spre 85.000 de euro. Fără escala la Sibiu, s-ar fi putut economisi cel puțin 5.000 de euro. Acum să mai privim o dată tabloul general. Dacă Estonia, Cehia, Letonia și Finlanda au păstrat costurile de zbor la aproximativ 2.000 de euro, România, cu un PIB pe cap de locuitor sub al acestor țări, și-a permis să cheltuiască de peste 40 de ori mai mult. Și n-a fost o excepție. Numai în prima jumătate a anului, președinția a plătit pentru 15 astfel de zboruri externe cu avioane private. Să luăm de pildă acest Dassault Falcon 8X.
aeronava VIP de 14 locuri închiriată de la Global Jet Luxemburg, îl prelua pe Klaus Iohannis de la Sibiu pe 27 iunie, să-l ducă la Rotterdam, la un dineu, în pregătirea summitului NATO. Președinția alegea un avion care se poate transforma ușor într-un dormitor aerian în condițiile unei călătorii de numai 2 ore cu o delegație restrânsă. Fabricat acum 3 ani, avionul e descris de compania care îl are în proprietate drept un standard de confort al momentului. Cu un echipaj de 3 oameni și 6 pasageri la bord, zborul comandat de președinție cu astfel de aeronavă costă aproximativ 115.000 de euro. Dacă se adaugă profitul și zborul de poziționare de la Geneva la București, costurile urcă la peste 170.000 de euro. Bun, din calculele Recorder mai rezultă că un turneu cum a fost cel în Asia al președintelui putea să coste și 1.200.000 de euro. Și mă întreb dacă ăla pe care îl va începe în Africa săptămâna viitoare nu se va duce cam tot pe acolo. Eu în problema cu toate aceste călătorii ale președintelui nu am înțeles, nu înțeleg și nu voi înțelege lipsa de transparență a administrației prezidențiale. De ce au luat... Ca să nu iasă lumea în stradă, domnule. Această decizie și nu erau conștienți că analize se vor face de către presă și tot va apărea o situație cât se poate declara. Eu nu înțeleg cine se ocupă de comunicare, cine gândește strategiile, dar sunt extrem, extrem de greșite. Trebuia să fie totul transparent, public, pe site-ul administrației prezidențiale. Dacă așa îi place președintelui, e votat de 7 milioane de români, nu? A fost lumina, speranța, salvarea românilor, mi-aduc aminte, de 2 ori. Dacă trebuia să anunțe, în campanie electorală că vrea să oboierească în fruntea țării. Să fie transparent administrația prezidențială, asta e problema mea. Cât a costat avionul să, dacă mă gândesc că e luat cu licitație, nu la 1 milion. Nu mai întrebăm ce obținem noi. Luat cu licitație la 1 milion? Nu mai întrebăm ce obținem. Nu știm, domnule, așa că nu. Deci informațiile, toate informațiile legate de poveștile astea nu sunt publice. Și acum, eu chiar înțeleg de ce nu fac asta, pentru că sumele cu siguranță sunt atât de mari, încât iese lumea în stradă, iertați-mă. Adică, vă dați seama că bijuteria aeriană... Eu sunt mai sceptic. Cred că a văzut și chestii mai nasoale de atâta și... Poate sunt eu mai optimist, îmi pare rău. Dacă îmi dați voie, vă rog, acum am să devin puțin mai serios și mai grav. Înainte să vin la emisiune la dumneavoastră, chiar stăteam cu tata în sufragerie și vizionam un post TV cu o reclamă celebră. Oamenii au asistență medicală din partea unui partid politic și... Și tata se uita și spunea, domnule, uite ce bine. Și explic lui tata că ceea ce vede la televizor este programul meu, pe care l-am aplicat acum 11 ani, fiind membru al guvernului, și cu 250.000 de euro am realizat programul pe care îl vedeți acum că îl face un partid politic, 80.000 de analize în comunitățile de romi. 80.000 de oameni au beneficiat cu suma de 250. O să vă zic că ideile bune trebuie să circule. Nu neapărat. Da. Avem o păsărică, să nu spun altfel, în organizație, care duce la alte, mă rog. Și a povestit cu colegii de la AUR, cineva din organizație, și a spus, domnule, uite măsura asta. Că discutau de educație, de sănătate. Mă rog, și s-a făcut acest program. Acum stau și mă gândesc, dacă aș avea 1 milion de euro, nu, pe cuvânt de onoare. Deci, ceea ce vă spun, 80.000... E foarte bun accentul pus pe de... Pe site-ul Agenției Naționale pentru Rom, găsiți programul din 2012-2012. Ce poți să faci? Dacă îți avea 197.000 de euro diferența dintre zborul prețul lui Iohannis de 200.000 și unul de linie de 3.000 cu care mergați pe linie. Și nu accesez lucrurile astea. Dar chiar ideea asta mi-a venit pentru că am vizualizat discuția pe care am avut-o cu tata legat de acest program. Dacă aș avea banii ăștia, aș face lucrul ăsta, domne. Vă dau cuvântul meu de onoare. Deci, până la 28 de ori mai mult ajunge să coste. Asta e diferența de la 85.000 la 3.000 de euro, cât a costat un zbor, de pildă, la încoronarea prințului Charles. Am arătat că liderii europeni din alte țări, Finlanda, Lituania, au venit cu avionul de 3.000 de euro. Pentru că inclusiv Casa Regală și autoritățile din Marea Britanie rugaseră toți invitații să vină cu avioane de linie tocmai pentru a nu
Da. Aglomera foarte mult. Noi știm acum că democrația costă. Nu este cel mai evident. Perfect sistem noi politic. Noi știm că și la summiturile pentru mediu se vine cu niște avioane care deci democrația costă 3.000 de euro pe zbor, iertați-mă. Nu, atât costă atât ar trebui să coste democrația într-o țară normală. Am avut deci acolo cifra de 80 de ori mai mult decât... Eu nu vreau să jignesc pe nimeni în emisiunea asta, dar e sfidare, adică iertați-mă. Adică sunt țări bogate, da? Sunt țări extrem de bogate. Norvegia, Suedia, Finlanda. Nu că nu-și permit, dar au politicieni care niciodată n-ar face așa ceva, pentru că în secunda 2 iar alerga cu bicicletele până capitală. Adică, iertați-mă că... Deci, la noi, chestia asta e aproape psihanalizabilă. Îmi pare rău. Ce, președintele ar trebui să vorbească cu cineva. Da. Nu. De unde atâta apetență pentru boierie, știi? Pentru, dacă nu ai... Într-o țară care își pune problema de unde scot eu o indexare de pensii de la 1 ianuarie, nu? Bun. Adică... Și să știți că eu când vine vorba de banii mei sunt foarte populist. Adică eu cer socoteală până la ultimul cent, îmi pare rău, euro și așa mai departe. Că... Să știți că eu iarăși mă situez pe o poziție un pic mai nuanțată, ca întotdeauna la constantă, anume că vă spun că problema banilor ar fi un pic pe locul 2 dacă am ști randamentul acestor vizite. Ori noi nu știm cu ce se întoarce domnul președinte din Africa. Nu s-a întors cu nimic din America de Sud. Nu s-a întors cu nimic, n-am văzut, din Asia. Din Japonia s-a întors. Care a plecat în Israel foarte de curând. Nu am văzut cu ce s-a întors. În Egipt s-a întors cu niște poze la piramide. Putem să bănuim că poate și cu altceva. Deci din asta Africa, este problema. Asta este safari, ceva, când punem în balanță costul și beneficiul, costul nu-l știm. Bă, da, beneficiul e zero. Deci, indiferent cât e costul, poate să fie și 2 lei, nu justifică că dacă beneficiul e zero... Dacă îmi spuneți că era un mare beneficiu să te duci la... Sigur că era beneficiu să fii la încoronare, nu? Că ești reprezinți acolo, o națiune. Da, trebuia să fii acolo, da. Dar puteai să fii cu 3.000 de euro sau cu 5.000 de euro sau hai cu 10.000 de euro, dar nu cu 85.000, mă gândesc. Domnul Iohannis a uitat să fie neamț. Eu când l-am votat, la început, l-am votat ca mulți români, mergând probabil pe ideea să fie, domne, un neamț. Adică, mă rog, un om din tradiția asta saxonă, riguros, sobru, fumpătat, da, exact. Știm de secole chestia asta. E, acum a devenit foarte balcanic. A devenit exact ce prea mai vrem. Vrem că vrem și noi un pic... Dom'le, unde e austeritatea? Apropo? Să nu-i ceară iad în Africa rețeta succesului. Ne întoarcem în câteva momente să vedem ce a rămas sau ce rămâne, în ce se transformă scandalul Elena Lasconi. Rămâneți cu noi. Da. Da, ce rămâne sau în ce se transformă scandalul Elena Lasconi? Am văzut un USR care n-a știut să explice ce linii roșii a încălcat Elena Lasconi, de ce e bună la primăria Câmpul Lung, dar nu e bună în Parlamentul European, având vederile pe care le are. Am mai rămas cu ideea că fiica o să intre în politică, așa ne-a anunțat, ca să lupte și practic nu doar din spatele tastaturii, ne-a zis ea. Și am mai văzut, și n-am fi vrut să vedem, cum au folosit subiectul unii care n-aveau nicio treabă de pe margine, gen PNL, care a zis repede prin vocea lui Ciucă, noi cu familia tradițională, săriți, la fel și AUR și așa mai departe. Întrebarea e următoarea. Devine din nou un trend sau e la modă să te proiectezi mai degrabă conservator în anumite privințe? Chiar și în interiorul USR, așa cum am văzut, unde sunt destui cu vederile astea ale Elenei Lasconi, să vă aduce în 2024 o luptă progresism versus conservatorism? În 2024, cel puțin asta e percepția mea, domnul Ionaș, are niște măsurători mai precise, dar eu așa am senzația. Va fi o luptă pe electoratul conservator. Va fi o bătălie la sânge pe acest electorat resuscitat și adus la niște cote foarte consistente de către AUR. Da? Mie, senzația mea este că doamna Lasconi a dat o declarație bună politic și pentru ea și pentru USR. Dar din păcate șefii domniei sale de partid n-au înțeles
cum să o joace. Ce au dat cu stângul în dreptul, știi? Adică, ok, colegul nostru Sebastian Zachman a întrebat. Și o chestiune știută, dar orice jurnalist care făcea o documentare pe chestia asta trebuia să o aducă în prim plan. Doamna Lasconi, cum e, domnule, cu credința, Dumnezeu, Coaliția pentru Familie și așa mai departe? Și doamna Lasconi a răspuns, da? Bineînțeles că dacă ar fi rămas doar la răspunsul ăsta, ar fi capitalizat. Eu sunt convins că ar fi capitalizat. Dar a apărut fiica în peisaj. Bun, a apărut fiica în peisaj. USR zice că aici a fost problema. Că altfel poate tăceau din gură. Dar a apărut fiica în peisaj și li s-a părut lor. Cine? Fiica în peisaj cine este? Cine este fiica doamnei Lasconi? A apărut cine? Ideea că se bagatelizează campania electorală, că o să fie Elena Lasconi atacată din cauza fiicei și a divergențelor ei cu fiica. Nu știu, asta e ce am auzit, nu? N-am auzit asta împreună? Da, am auzit, dar nu cred că stă în picioare. N-are sens, zice, n-are sens. În primul rând că doamna domnișoara Oana Lasconi vrea să intre în politică. Am o veste proastă pentru domnia asta. Nu există în momentul de față un partid care să-i se potrivească. Sau, mă rog, poate există, Demosul. Păi nu e chiar USR-ul? Nu cred. Partidul care s-ar potrivi Oanei Lasconi, înțeleg că este USR-ul, pentru că o sprijină, după decizia o condamnă, de fapt, Lasconi pentru privința doamnei Lasconi. Mie mi se pare că s-a nișat extrem de mult și se potrivește fiicei, din ce am văzut eu, din ce. Deci USR-ul e și anticapitalist? E și ușor extrem anticapitalist, dar a luat, este un partid de stânga, indiferent de opțiunile pe care le declară ei. E un partid de stânga modernă. Stânga modernă. Deci s-ar potrivi Oanei Lasconi, deci, doar la capitolul ăsta, apără eu sunt de acord aceste valori foarte insistent. Declarația doamnei Lasconi venea minunat pentru USR înainte de un an electoral, pentru că putea recupera o parte din voturile pe care le-au pierdut în favoarea AUR, de exemplu. Pentru că, dar de aceea spun că e clar că s-a nișat. Ei merg pe o nișă. Și e într-o coaliție de dreapta USR-ul, să nu uităm. Cu un partid cu PMP-ul care are printre cele mai dure voci, da, când vine vorba de astfel de lucruri. Deci nu, eu nu am înțeles ieșirea. Mie mi s-a părut un interviu extrem de curat și ok al doamnei Lasconi. Ieșirea multor oameni care sunt în jurul, gravitează în jurul USR, au fost înainte ca fiica domnii doamnei Lasconi să iasă cu acea poziție. Bun. Și până la urmă, din punct de vedere politic, mă scuzați, pentru niciun om politic nu trebuia să conteze ieșirea fiicei. Adică asta e o chestiune de familie, să știu ce treabă avea. Eu să analizez ce Lasconi doamna n-a furat, n-a plagiat, Lasconi. E un primar apreciat, a avut succesul ăsta de a deveni primar, nefiind prin partea locului și acceptată și votată acolo în câmpul lung. Observație, credeți că multă lume votează primarul în funcție de viziunile ideologice legate de LGBTQ sau mai știu eu ce, sau pe drumuri, probleme de comunitate locală? Și mi-aduc aminte, USR-ul a susținut pe domnul Nicu Șordan la primăria Capitalei, nu? Clotil, dar domnul Nicu Șordan are niște viziuni la fel, mai dure. Doamna Clotil, dar la fel, adică nu înțeleg unde ce înțelegeți, domnule? Despre asta vreau să vă spun eu acum. Nu înțeleg dubla măsură. Pe de o parte avem un primar la sectorul 1, dar totuși e sectorul 1 al Capitalei, care are același mesaj, pentru că USR-ul s-a constituit ca o platformă. Noi nu trebuie să uităm acest aspect. O platformă în care avem viziuni de stânga, viziuni de dreapta, stânga extremă, pe anumite mesaje, o să spun și eu ceva, probabil că mă vor înjura colegii de la USR, cu nuanțe extremiste, pentru că unii colegi din mișcarea civică a romilor au fost invitați în această platformă tocmai pentru a estompa acest rasism. Rasism pe care l-am simțit și eu pe pielea mea în Parlament, când tot le explicam că asemenea comportamente care duce în derizoriu și degenerează mesajul Parlamentului față de opinia publică, o doamnă senator foarte elocventă mi-a adresat niște cuvinte pe care nu pot să le reproduc. De la USR. De la USR. N-am avut nicio reacție, singura reacție a fost să plec, să părăsesc zona undeva în dreapta, acolo, pe imagine unde aveți în spate, pentru că nu puteam, eram totuși în Parlament și nu puteam să am o reacție față de ceea ce mi-a adresat un mesaj rasist. Nu, injurii nu. Un mesaj rasist, adică mi-a spus că pur și simplu m-a văzut că am furat.
Am întrebat-o, domnișoară, cum poți să... Sigur că acuzația e foarte gravă. Există astfel de... De-aia nu înțeleg. De-aia nu înțeleg reacția, pentru că dacă ai și măsuri de stânga, oameni care au vocabular, care au reacții, acțiuni de stânga, de dreapta... Poate să ne lămurim în timp la ce va duce toată povestea asta. Mulțumesc foarte mult, domnule Vasile. Ne întoarcem în câteva momente să ne uităm la ce se întâmplă în Orient Mijlociu. Premierul Netanyahu a ieșit din nou, în urmă cu foarte puțin timp, să anunțe că a fost încercuit cartierul general al Hamas și chiar liderul care s-ar afla acolo. Ultimele evoluții, imediat.